Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi. Am revenit, prieteni, vreau să mănânc eu o ciorbiță foarte bună, cu carne de viță, arăt aici așa, se vadă ce bună ciorbă a făcut Nora, ia uitați, ieri a făcut-o, cu găluște de făină, uitați, și cu mazăre. Și costița asta de o bunătate a ieșit. Și acum eu vreau să mănânc. Ieri n-am mai filmat pentru că nu m-am simțit bine. Nici acum nu mă simt. Mi-a dat zacuscă, m-a pus capac. Că am stat prea mult în picioare, două zile. Și am făcut prea mare efort și asta e. Ieri am stat toată ziua pe pat, astăzi la fel și m-am gândit să filmăm un pic pentru voi, ca să nu treacă așa ziua și să nu filmăm ceva. O să pregătim așa micul dejun. Marcel o să pregătească niște cartofi. Așa. Pacea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni, dar pași și surori. Așa după cum a spus Valerica, eu curățesc niște cartofi și o să facem... Da. Avem aici ouă și avem niște bacon așa tăiat, care o să vedeți că facem cu niște, o să vedeți cu niște ouă faine, ca să mâncăm și să filmăm un pic pentru voi, prieteni. Da. Că asta e. Acum Nora e în bucătărie, spală vasele. Avem un pic acum aici pe masă dezordine, că avem multe vase, am băut de dimineață, am mâncat, a băut cafele, a băut cappuccino. Eu de-abia m-am sculat, n-am dormit toată noaptea până deci dimineața la ora 6, așa e mai la fel n-am dormit, că la Valerica nu a fost prea bine, știți, o mai dorea piciorul, mai suntem gripați acum, mai tușim, mai... Da. Tursa asta, am luat sirop, da. Cum vrei să tai cartofii ăsta? Paie așa mai subțire, știi? Paie? Lasă-le așa întregi, așa deocamdată, lasă-le așa, că după aia... Vedem cum le tăiem. Marcel gripa la greu, toată noaptea tușit. Ce să vă spun, prieteni? Primea 10 ani. Eu după el, merge camera, merge. Foarte tare am tușit. De fapt, tușesc foarte tare. Numai noaptea. Nu, noaptea mai tare. Tare, da. Ziua dar acum am băut sirop antibiotic, din ăsta am băut. Am băut și dofalganul din ăsta. De răceală. De răceală. Nu am mai trecut puțin, dar cred că mâine, poi mâine, o zi, două. Dar eu nu mănânc carnea asta, e prea mare aici, da, Doamne, și gripa asta e nasol, da. Da. Mulțumim lui Dumnezeu că vedem că aici la noi timpul s-a schimbat, în loc să fie iarna, vinevara. Cam este vreme frumoasă. Da, e vreme frumoasă așa de primăvară, afară. Și ne bucurăm și pentru lucrul ăsta. Da. Da. Ce să facem? Suntem imediat în preajma sărbătorilor. O să vine pentru noi anul nou, schimbarea anului. Da. Da. Pe mine nu prea mă interesează Crăciunul ăsta. Acum, am tăiat un cartof așa, acum nu are nimic altceva. Lasă că nu are. Da. Vreau să mănânc asta foarte caldă, ca să iasă toată răceala din mine. Așa, sora Valerica, Domnul să te vindece. Da. Nu prea trebuie să fac eu, prieten, așa mare efort, dar eu vedeți că n-am stare. Dar nu stă cu minte. Hai să vă spun ce-o făcut. Gata, te spun. Gata. Să vă spun, prieten. Într-o dimineață s-a scurat Valerica din pat, sănătoasă, tun. Zic, gata, nu mai am nimic, mă vindecată, mă, bine, zic, dar ai grijă cum te porți și unde te duci și ce faci. Nu, eu mă duc acum în piață. Mamă, Doamne, când am auzit, nu zic, nu te duc. La acțiune m-am dus, nu la acțiune. Piață. La acțiune. Nu te duc, că e drum lung, pe jos, umbli, tu ești operată, ai acolo... În picior... Proteză. Proteza aia care ți-o pus și nu te duc. Cum te duci tu atâta drum? Fii liniștit acum, dacă
Dumnezeu te-a vindecat sau atins de cine, tu vrei să te să faci probleme? Să te îmbolnăvești? Nu, că nu mai am bine. Dar am stăruit să nu se ducă. Și s-a dus. Nu, au venit înapoi. N-am avut nimic. Cineva face și nu face ea. Totuși, au făcut zăcustă cu Naomi aici, au făcut ciocolată din Dubai, au stat prea mult în picioare aici, mișcă-te încolo, încoace, efort și au început să doară. Ieri dimineața, am fost. Și au mă doare. Păi ce ai făcut? N-o zic, vezi dacă nu mă asculti unde ajungi. Da, dar nici n-am mai luat medicamentele alea. Normal, dar nu te-o mai dorut și tu ai văzut că nu te mai doare, gata. Mă duc pe afară, umblu, fac, mai uită, mai ia câte ceva, mai ridică, mai câte un scaun, mai trage, mai face, mai câte ceva. Și că am uitat și am luat-o pe Miriam în brață. Am luat-o pe Miriam în brață, are 5 kg, 6, dacă nu mai mult, cât are Miriam acum? Nu, are atâta, e slăbuță. Da. Da. Și, nu, vă dați seama. Acum o doare piciorul la greu. Aseară n-am dormit și din cauza ei. Când mă lua somnul, nu mă trezeam și mă uitam la ea. Da. N-am dormit, Marcel, nici eu. Nu. La 6:30, 7 am dormit. Dați-mă. Nu. Vezi ce calmi acum. Uite, acum am mâncat ciorba aia. O mâncat tot ceva, uitați. Ciorbă de vită. Da, e bună, Marcel. Da. Wow. Și... arată căldurile. E bună rău, știi, e bună, foarte bună. Știu eu că carnea asta de vită cu os a făcut o bunătate de ciorbă da, aici. Și așa vă spun, prieten, că nu m-a ascultat Valerica. Nu, acum lasă-mă, că acum și dacă lasă-mă, da, dar uite, pentru asta eu mă întristez aici, mă năcăjesc aici, că tu ești cu minte. Ha? Ce ziceți, prieten? Ce merită să fac cu ea, spuneți-mi voi acum. Dacă nu m-a ascultat... Să stau la parte. Spuneți voi, lăsați în comentarii acolo, Valerica, pentru n-ascultarea ei care nu m-a ascultat și acum o doare, ce merită să fac cu ea? Să stau la pat. Stai la pat? Da. Mm-hmm. Nu mai fac, mai facem și noi așa ce putem. Nu mai mă duc să mai fac. Da, dar îmi place zacusca la greu. Eu cred că am mâncat cea mai multă zacuscă din casă. Da, n-ai mâncat tu. Eu am mâncat. Nu, că el a mâncat. Ai mâncat tu? Nu am mâncat. Mie-mi place zacusca, să vă spun ceva. Când eram acasă în România, prieten, hai să mai povestim cu el, dar așa trebuie, nu? Și mergeam la sapă, vedeți? La prășit. La prășit, da, mergeam la porumb, la sfeclă, da, cu ziua. Și eu nu mâncam, știți, eu am venit din Timișoara. Știți cum e la oraș? Eu nu mâncam slănină și mâncăruri din asta. Dar îmi plăcea zacusca. Dar patroana, femeia care a văzut că eu nu mânc din asta, zic, n-o lasă că-i aduc eu la neamțul zacusca. Așa îmi spunea ea. Da, patroana aia. Și patronul. Și mi-aduce zacuscă pe hol de apă. Stai să vezi că te-au văzut că nu mănânci, că mănânci pâine. Da. Și nu mănânci slănină ce mâncam noi acolo. Și te-au întrebat, dar Marcel, tu nu mănânci? Și tu ai zis că tu nu poți să mănânci slănină. Și chiar era foarte cald. Să topea slănina de la căldură. Dar nu mâncam slănină de obicei. Și nu mâncai. Și ea săracă au văzut o zi, două, că tu nu chiar adevărat că nu mănânci. Și a zis, nu lasă că pentru Marcel o să aduc eu un borcan de zacuscă în fiecare zi. Da. Da, zgârcita, că nu putea să dă la toată lumea. Nu știu, numai ție, zgârcita. Da, era foarte gârcită. La vor de ce zis lumea, mă, dacă sunt 15 persoane la urmă, sau două zi, bă, dacă aduc un zi de borcan... Și a dus un borcanel așa mic, un borcanel pentru tine, să mănânci tu, dar mâncam noi doi. Și mai dădeam și la alții acolo un pic, că nu puteam să mâncăm în manul. Și e că mâncam o felie două și luau de la mine ăștia. Mâncau, știi cum e, la hol, tot să mâncă, la poftă, să mâncă și nu. Și mâncau ei.
Da, dar era foarte bună. Zi, Valerico. Zacuscă asta. Da. Mai aducea și salam la Holda, deci odată. Salam de vară, da. Salam de vară, da. Da, și așa era. Acum, îmi place foarte mult zacuscă. Mie, eu o să vă spun ceva, hai să vă spun. Două zile n-am mâncat mâncare. No, acum v-am spus. Am mâncat o zacuscă cu pui. Da, e nici nu a fost cu mâncare. Da. Am slăbit, vedeți? Da. Nu, nu mai vreau să fiu gras, gata. Am avut 84-83 de kilograme. Acum am vreo 73-74. Da. Și vreau să mai slăbesc, pentru că am constatat că este bine să fii slab decât să fii gras. Da. Și asta pentru sănătatea noastră, spun. Eu vreau să spun că, uite, aici am o grămadă de ciorbă, aproape jumătate și vrei să spui să lași că să mănânc eu? Să mănânc tu, da. Na, bine. Eu nu mai pot să mănânc. Lasă că după ce termin aici, o halesc eu, prieten, dacă da. Nu. Știți că nu. Și... Cam atât asta va fi filmarea noastră, Marcel. Lasă că filmarea, facem ceva de prieten. Da. Să le spun eu acum aici. Ce îmi mai place mie, iară? Cartofii prăjiți îmi place. Dar să vedem cât să acolo ajunge odată. Stai, îmi place la greu cartofi paie. Numai să vă spun. Acum știți, cartofii nu mai sunt cum era o altă dată. Nu știu dacă ăștia sunt bio, plăși originale. De unde să fie? Nu știu, nu? De unde să fie bio? De unde știi? Acasă erau cartofi. Nici bio nu mai sunt bio. Că scrie pe ei că sunt bio, dar ei da, nu știu ce sunt. Da. Și mâncam cartofi prăjiți. Era dulceață, fără nimic. Fără nimic. Și săturai. Ne săturam. Și nu te îmbolnăveai. Nu te îmbolnăveai. Și le prăjeai în untură. Și, zis, sincer vă spun. Păi luam untură de porc albă și puneam pe pâine și o ceapă. Știți cum mâncam ceapă? Uite așa cam mărul. Așa mâncam acasă. Dar stai, Marcel. Și n-aveam nimica. Că am auzit că untura de porc și să fie porc bun, crescut, a, acasă. Crescut, da. Pe cum era mai înainte? Mai bună decât uleiul. Da, bun. Hai să spun ceva, Valeriu. Da, e mai bună pe timpul decât uleiul. Da, așa eram. Erau porci, erau porci crescuți acasă. Nu era ca acum, erau bio, tot era bio. Nici nu știau oameni de ce. Că nu-i bio. Da, nu, se, el, nu era așa ceva. Și ce bună era untura. Doamne Iisuse, cum să... Și ce bun era slănina aia de porc. Untura de găini și de tot ce... Nu te mănai. Era o bunătate și nu era atâta lume cu tensiune, cu diabet, cu... Făina bună, bio, originală, nu ce... Ce mă, că făceai o prăjitură sau o bogat și din aia... Și gogoși? Cu untură așa. Ce, puneai atâta da. Zahăr vanilat, puneai da. Atâta minuni în gogoș și faci? Ce săturai, ce să spune? Făcea niște gogoși cu făina aia, Doamne Iisuse. Da. O bunătate de gogoși și ceva. Da, am zis. Dacă o să fie bine și în România și o să mergem acasă, și am pun în grădina acolo, toate. O să vedeți voi, o să vă arat eu. Da. Trebuie să muncești grădina, așa spune. Și cum, tu, cum vrei, așa? Trebuie să sami, trebuie să plășești, trebuie să ai grijă de ea. Noi am avut acasă. Să stai toată ziua așa cum să stăteam eu cumva. Mie îmi place să stau în grădină, să mă uit la legume acolo, să sap, să reud, să fac. Da? Da, îmi place foarte mult asta. Și ce să vă mai spun, prieten? Îmi place să am animale. Îmi place, nu mai îmi place să vă spun sincer, nu mai îmi place porci. Miroasă, da, greu. Și ce îți place, struță? Îmi place, nu, îmi place, spun, îmi place pizza, din alea, cum spun. Bibilică. Bibilică, îmi place porumbei, da, îmi place găini, da, cu poșul, de casă, da. De din ăla îmi place, da, îmi place... Să am așa un tăuraș pregătit pentru tăiat, să cresc eu, știi, așa, știu eu. Din astea, da. Dacă cumpăr carne de porc, îmi place să o cumpăr tata, mă duc la ferma afară și hai. Da,
Dar nu sunt crescuți, mă, cele la fermă, acolo, acum... Nu, că caut eu, dar eu caut eu la oameni în casă, nu? Da, ori crescut de casă, da, în țară, ăla-i bun. Da, 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 da. Și... N-am tăiat într-un an aici, în Belgia. Da. N-am un păr. Dacă cruță, aia altceva, Valeria. Și nu era bun, Marcel. Ce? Îmi pare rău să spun că porcul care l-am tăiat acum, înainte să facem, mă, YouTube, că mi-a fost tot poftă și mie, hai să mergem să tăiem și noi un porc, nu? Poate da, frate meu a făcut niște jumeri și ne-am dus acolo și am văzut și am zis, mă, hai să tăiem și noi un porc, dar slavă Domnului, pare rău. Și este, mulțumim Domnului. Da. Dar nu era bun, n-avea dulceața aia, n-avea gustul ăla. Nu, da, dar nici mirosul. Nici mirosul, da. Nici alt miros, nu miros așa frumos. Da, era crescut. Am dat mai mult la cumnat. Credeți-mă. Da, da. Că nu l-am mâncat, a stat acolo la congelator și era așa că... Da, o să mâncăm mai mult de carne de... de din asta. Ce de, să zic? De vită? De vită. De vită nu o să mai fie de bună. De găine, de pui, din astea. Nici vita nu o să mai fie bună, auzi. Știi ce? Nu, că creștem noi. Dacă Dumnezeu ne va ajuta... În loc să creștem porc, mai bine creștem o vită, da? De acolo trebuie, Marcel, să crești acolo, la ăla trebuie multă mâncare. Sigur că da. Dacă crești... Acum cum să dai dacă totuși, da? O viță? Spune. Hai că ți arăt locul să le tai nici așa. Poate că nu le place la copii, dă un cartof aici. Vrei să tai așa, Felic? Dă un cartof. Un cartof. Să ți arăt. Cum vrei să tai așa, Felic? Dă aici, de la nimic. Cum ar trebui să barat. Așa să vă spun. Așa pe ăsta, vezi, le tăi așa mai sus. Păi da, nu ți-am zis. La copii așa le place. Ah, da, 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 da. Și să fac și mai repede. Ia, pe mine acolo la... Haide, că le pui la prăjit imediat și... Ouăle, cu asta imediat facem. Cu jambonul ăsta, cu șunca asta. Am făcut atunci... Hai, te rog, și ia de aici. Am făcut atunci, știi, când am făcut zapusca, când a fost Naomi și am făcut și ne-am făcut niște ouă cu asta. Doamne, ce bunătate! Mi-am plăcut la greu. Am făcut așa mai crocantă, știi? Șunca asta tăiată așa. Și să vă spun, prieten, în România, ca să trăiești în România, e bine, cum era odată la țară și... Chiar și la oraș, că și eu am stat la oraș, în Timișoara, și să vă spun, taică-miu ținea porci, am avut 17-18 bucăți de porci în cocină. Și tata a avut 2 cai, avea și ștraf, căruță din asta și... Nu. Și... Nu ne plăcea, înțelegeți? Dacă să crești acasă la România, îți trebuie... Bani? Bani și libertate. Și trebuie să muncești. Asta e. Da. Să fii muncești. Harnic și să ai bani cu ce să muncești. Și, că degeaba și dacă nu ai cu ce. Și să-ți ții animale. Da, dacă să fii harnic. Și omoară și le împușcă și le îngroapă și mai știu ce, nu mai faci nimic atunci. Asta e. Nu vezi ce se întâmplă. Asta e. Da. Da. O să mă gospodăresc. Da, la... Dar ce? Nu târziu nici acum, dar singur nu poți. Nu poți singur, poți să faci ce vrei. Dar ce vrei să fac singur? Ia spune tu. Ce, adică cum vrei să mă gospodăresc eu? Acasă? Singur, așa? Poți tu singur, dacă nu ai un ajutor lângă tine? Păi Dumnezeu ești... să-mi dăie sănătate să pot să ce fac tu? Eu, nu dar Dumnezeu știe. Nu vezi că astăzi sunt bine, mâine nu mai sunt bine. Păi dar ce trebuie să faci tu? Să-mi aduci medicamentele de acolo, să le iau, să nu mai mă ia iară durerea. Adu medicamentele, Abel, de acolo. Auzi? Păi ce trebuie să faci tu, Valerico? Ce? Dar tu ce crezi că fac eu acasă? Să ai grijă de animale dacă vrei să-ți... Da, de ce să fac altceva? Să ai, să-ți iei animale. Și dar și alea cum să ține, așa? De să mănânce, te îngrijești de ei. Da. Am eu orice animale cumpăr eu ca să... Nu știu ce. Trebuie să ai nu știi ce mâncare la ei, să le dai, să le... Cum, așa crezi? Păi, normal că ce crezi, așa ușor să ține animale, gata. Dacă păi. Vrei, hai, că cu struț, cum am auzit, că nu să... Alea nu sunt așa...
La struți, Valerico, nu străbă așa de mult, nu știu ce, mâncare. Da. Prieteni, voi știți acum, care mai știți, nu? Pentru struți nu străbă așa de mult, mă, 70-80% mănâncă verdeață. Verdeață, înțelegi? Da, și... Nu, locul să ai mai mare, terenul da, pentru ei le și libertate ca să poată să se crească, să da. Se dezvolte, da? Să fii atent să nu înghită, eu știu ce da. Trebuie din astea ca să nu... La frig nu au problemă, la căldură nu au problemă. Vă dați seama. Și carne de struți. Vă dați seama că e o avantajă mare dacă faci o față. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, da. Da, așa cum ne-a primit și... Cumpăr o familie de struți și îmi face ouă și îmi cumpăr un cubator din ăla și scot pui. Da. Și vând și ouă. Da, ce ziceți? E o afacere bună. Nu știi că ne da. Uităm la acolo unde sunt cu struții. Și da, ne uităm la asta. E o afacere foarte bună. Da, da, e o afacere foarte bună. Într-un an de zile fac și eu vreo 50 de struți. Ce ziceți? Da, și mă duc și după ce sunt mari, le vând la abator. De. Și stau acasă în România, eu cu Valerica și copiii dacă vor să stea, dacă nu, eu și Valerica ne tragem către casă, nu Valerica? Da, Marcel. Na, și ce mai avem pentru că noi suntem acum... Aia, dacă știm ce să facem, o ducem bine, dacă ne lasă și legile astea acum, da. Nu știm cum o să fie în România, o să vedem după alegeri, că acum știți că vine alegerile și... Na, promite sarea și marea și după aia... Nimic. Da, să stânge curiaua. Să stânge curiaua. Cine știe? Dacă crește prețurile și TVA-urile și impozitele... Nu știu ce să fie. Trebuie să luăm, să pregătim tigaia, să punem la prăjit. Da. Și după aia facem și omleta asta cu, hai să vă arăt, prieteni, cu șunca asta tăiată așa. Nu mai pot să umblu așa bine, gata, am dat-o în bară. Nu, gata, te duci în pat? Ce nu faci? Mă duc încă în pat, lasă-mă. Așa din asta, așa tăiată, trebuie și să o desfac și așa trebuie să o punem acolo. Îmi place așa crocantă. Aseară m-a luat o poftă de ea să-mi fac, dar era prea târziu și am zis, nu, e târziu. Du-te. Știi că când nu dormi seara, că te ia pofta, foamea, știi? Da, da. Nu, da, asta e așa, tăiată așa felii. Da, după aia dacă mânci și te îngași. Și nu numai, ți-e rău. Nu te simți așa bine, știi? Nu, bun. Revenim când facem omleta. Iată, acum punem ceapă de camera. Așa. Lăsăm puțin să se facă, după care să punem. Nu, de când nu să punem ouă. Da, bun. Da? Avem, da, da, Marce, s-a făcut? Da, facem cartofii. De aici, de aici. În casă de el. Da, facem un pic pentru copii. Și pentru noi. Și pentru noi, da. Noi suntem copii. Ha? Acum adăugăm aici betonul. Da? Să facem omleta, nu? Cu ceapă și cu ăla. Lăsăm să se facă foarte bine acolo, crocant. Nu? Nu știu cum ai să facă bine. Asta e. Nora cu vasele. Nora e răcită, n-are chef de nimic, prieteni. Așa e când ești un pic și nu te simți bine, asta e. Am cumpărat la siropuri și la medicamente la greu. Toți suntem răciți, toți. Avem o grămadă de bani, da. Pe medicamente pe lume. Da. Bun, hai că pregătim ouăle pentru... Nu, face și Valerica ceva, ca să puteți să o vedeți și pe aia puțin. Așa cum e, uitați-vă la aia. Săraca Valerica, vedeți cum face? Prieteni, la viață în picioare. Da, zice, hai Marcel să mă vadești pe mine, prieteni, în filmare. Da, vă rog frumos să
vă abonați la canalul nostru de YouTube, să apăsați pe clopoțel să vedeți, puteți să vedeți următorul video. Să vă abonați cât mai mult la canalul nostru de YouTube. Vă rugăm frumos pentru că abonarea este pe gratis. 5, Dumnezeu să vă binecuvinteze. 6, 7, le punem pe toate pentru că suntem 5 persoane, da, nu? Sigur. 9, uh-huh. Bucăți de ouă. Da, punem pe toate. Punem toate aici. Uh-huh. Când se face acolo, punem un pic de piper, nu? Da. Ele, și? Nu știu, sare, ca să nu fie becul mult sărat, știi? Da, să nu punem sărat. Puțin. Numai puțin piper și gata. Da. Nu, hai că revenim. Da. Ai făcut și tu ceva, nu? Da. Acum vreau să pun și niște mărar din ăsta, așa, aici. Nouă, până ne place mărarul, se dă un gust așa bun. Și niște piper. Așa. Mamă, dar ce greu. Bun. Așa. Adun, te rog, Marcela, aia să batem ouăle. Da. Acolo, pe ghivetă, da. Eu iar o să mă duc la pati, mi-e de-a prieten pentru că nu mă sunt bine. Nu, hai, fă. Deci să mai stau jos acolo. Bate de așa frumos. Vai, doamne, doamne, doamne. Mai mâncăm și noi așa, Marcel. M-a repezată. Da, putem să facem. Ce să mâncăm? Lasă, ieri am mâncat ciorbă. A făcut Nora bunătatea aia de ciorbă, doamne. Și zi, cartofii ăia cu mazăre, cu o bunătate erau. Da, e bine așa, nu? Da, e bine, e bine. Da. Super. Nu, lăsăm să se facă acolo becul, să fie așa un pic rocan. Și atunci punem ouăle și imediat mâncăm. Mm-hmm. Da. Mi s-a terminat bateria, prieteni, și ia uitați ce omletă a făcut Marcel, faină. Cam avem un pic baterie la telefon, am fost atenți. Omleta e gata, cartofii imediat sunt gata, mai punem la încărcat, să vedem și revenim. Nu, bun. Și acum ce facem? Acum, acum uitați, nu? Prieteni, da, uitați aici, am făcut, am pregătit pentru familie, cartofi prăjiți, omletă cu bacon, cu mărar, mărar cu ceapă, am pus aici la scumpa mea soție puțin. Și mâncăm așa puțin cu... Cu zacuscă, da, nu? Da, zacuscă și avem și castraveți. Da, da, murați. Da, foarte da. Bună. Puteți să faceți și voi. Nu este o mâncare scumpă, să spui că nu poți să faci. Știu că este pofticioasă, da? Vă dorim și vouă o poftă bună și da. Până data viitoare vă spunem la revedere. Rămâneți cu noi.